Mihăiță, ai semnat recent prelungirea contractului cu Universitatea. Care au fost motivele care te-au determinat să faci acest lucru? Păi, cred că e simplu. Nu trebuia multe motive. Atâta timp cât am venit să joc în Divizia B, nu cred că era mare lucru să pasionez pentru a juca în Divizia A. Îmi doresc foarte mult să ajut echipa asta, să ajung acolo unde își doresc suporterii olteni și doar împreună putem să fim puternici. Cum privești venirea lui Ovidiu Dananae sau, eu știu, al Băluța, al Neacșa, jucători cu origini oltenești, craiovene? Mă bucur că vin cât mai mulți olteni, pentru că ei înțeleg mult mai bine spiritul și ceea ce înseamnă Craiova, iar împreună cu ei sperăm să-i ajutăm pe ceilalți care nu sunt de aici să înțeleagă ce înseamnă Craiova. Ce înseamnă spiritul Craiovei? Se tot vorbește atâta de spiritul Craiovei sau cum se manifestă el pe teren, mai bine zis? Să mor pe teren, asta înseamnă spiritul Craiovei. Să dai totul pe teren, pentru că dacă vei da totul, e imposibil să nu câștigi, să nu realizezi ceea ce-ți propui. Iar lumea din tribună asta așteaptă. În sezonul trecut se formase o adevărată familie la universitate, erați foarte uniți, acum a avut loc o serie de permutări prin lot. Cum e atmosfera acum la echipă? Încă suntem la început, încă de-abia acum începem să ne cunoaștem și sperăm cei care au rămas cu cei care au venit să facem o familie frumoasă, cum a fost și anul trecut, unită și să ne ajutăm între noi, atât în teren cât și afară. Vor urma amicale aici, în stadionul din Slovenia. Ce ne propunem de la aceste meciuri de verificare? Sunt importante și rezultatele? După părerea mea, nu sunt foarte importante rezultatele. După părerea mea, sunt foarte importante să ne cunoaștem între noi, să fim bine și de-abia când începe campionatul să arătăm așa cum trebuie. Pentru că tot ai adus discuția de începutul campionatului, ce adversar ți-ai dori în prima etapă pe Oblemenco? Pe oricine. N-am probleme. Am jucat cu oricine. Cred că cel mai mult mi-aș dori ca primul meci să fie acasă. Mi-aș dori să fie Dinamo. De ce? Că ne-i drag nu oltenilor de Dinamo. Crezi că dacă ar veni Dinamo ar fi stadionul plin? Sunt convins de lucrul ăsta, la meciurile importante stadionul va fi plin. Învinge pe Dinamo, după aia ce va urma? Cum vezi acest sezon? Avem forța să urcăm pe primele locuri încă de acum? După părerea mea, nu. Este la început de drum, întâi trebuie să facem o echipă frumoasă. Anul ăsta cred că trebuie să facem o echipă, să jucăm un fotbal frumos și să scăpăm de regiunea. Mulțumesc frumos! Și eu!